Foarte interesant modul de a comunica cu unii dintre voi, dintre cei care mă urmăriți în aceste live-uri. Am observat că unii dintre cei care îmi scriu, tocmai pentru a-și ascunde identitatea și pentru a nu le putea vedea profilele de Facebook, probabil, pentru că culmea, da, eu transmit aici pe Facebook, dar ca să nu fie nevoit să se deconspire, îmi scriu comentariile pe pagina personală pe rapcea.ro, pe blog, la comentarii și îmi comentează de acolo aspectele care consideră ei că sunt interesante ca și comentarii la ceea ce fac sau ceea ce spun. Treaba asta mă amuză pentru că e, de exemplu, cineva, un George, care face treaba asta. Pentru că acolo poți să te loghezi cu un mail fictiv și comentariul apare oricum. Evident că de foarte multe ori comentariile sunt acide, ușor persiflante, aș spune. Și chiar și așa, apreciez faptul că oamenii își exprimă opinia. Să știți că nu sunt un supărăcios dacă cineva mă acuză că fac filozofie ieftină, cum a fost în ultimul comentariu, și mă îndemna să practic mai mult, să mă duc să practic, să fac lucruri. M-a amuzat chestiunea aceasta, pentru că o persoană care doar te vede la volan vorbind câte 10, maxim 20 de minute, eu fac live-uri doar pe durata timpilor morți în care mă deplasez dintr-un loc în altul cu diverse chestiuni. Deci nu pot să spun că sunt un vorbăreț din acesta care își pierde timpul vorbind când ar putea să facă la fel de bine altceva în acel timp. Pentru că în acest timp fac ceva și anume conduc. Deci oricum folosesc la maxim timpul pentru a-mi exprima niște idei. În al doilea rând, cred că nici ideile pe care le exprim nu sunt chiar atât de găunoase, de lipsite de conținut, de substanță, încât să poate fi categorisite drept filozofie ieftină. În general, eu din ce am văzut, sunt extrem de puține materialele de pe online, cel puțin, video, în care se discută anumite subiecte pe care le abordez eu. Da, s-ar putea să găsiți niște studii, să găsiți niște lucruri scrise. În general, oamenii care au o anumită expertiză pe zona aceasta, fie a spiritualității, fie a altor zone mai de nișă, așa, mai nișate, nu sunt niște buni oratori și preferă să se exprime în scris. Însă eu am considerat că, dintotdeauna am considerat că este mult mai natural și mai autentic, mai spontan să transmiți ceea ce ai de transmis într-un mod liber, oral. Așa că și aici sunt lucruri care sunt cu dus și întors. Dar asta, chestiunea aceasta a presupuneilor, faptul că oamenii presupun lucruri despre mine, asta este interesant și de fapt ăsta este răspunsul pe care l-am pentru persoana respectivă, că presupune lucruri despre mine fără să-mi cunoască viața, fără să știe cum decurge o zi de viață de-a mea. Și acest cum decurge o zi de viață nu are legătură doar cu ce fac propriu zis, că mă duc de colo-colo, că muncesc, că nu știu, că diverse. Astea pot părea lucruri comune, ci cum fac aceste lucruri. Asta este, de fapt, lucrul pe care aș vrea să insist și să transmit. Știți că Spinoza toată viața a fost un om sărac care nu făcea altceva decât să șlefuiască lentile. Și foarte mulți s-au întrebat oare cum a putut să dezvolte un asemenea sistem filozofic și scrierile pe care le-a avut, șlefuind lentile, adică un om care nu făcea o activitate din aceasta cum să spun eu, extrem de elaborată pe o zonă din aceasta
Iar Spinoza este un exemplu în această direcție, adică și dând cu mătura poți să, poți să atingi niște culme ale înțelepciunii. Că până la urmă nu prea contează activitatea propriu-zisă. Ceea ce contează cu adevărat este, de fapt, modul în care te raportezi la activitate, conștiența cu care o faci, modul în care îți supraveghezi mintea. Să nu uităm că tantra, da? Tantra autentică, aceea provenită din tradiția budismului tibetan, din Vajrayana, pentru că tantra indiană nu știu cât de mult a mai rămas necoruptă de diverse tâmpenii, dar tantra budistă, care respectă chestiuni de etică și morală, spune că orice lucru poate fi folosit pentru a practica, pentru a exersa această libertate spirituală. Se spune că în calea Sutrayana, da, sau în budism este nivelul Theravada, adică cel al primei întoarceri a roții Dharmei, acolo ceea ce contează sunt regulile de conduită. Exact ca și în creștin, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, lucrurile de bază care există în toate tradițiile, în toate religiile. Și asta este calea esențială pentru practicarea virtuților, cu alte cuvinte. E bine, această practicare a virtuților are un concept de bază, și anume că trebuie să eviți non-virtutea și să cultivi virtutea, da? Cu alte cuvinte, întotdeauna în această cale aplici antidotul. Dacă observi că ai o natură mânioasă, cauți să o contracarezi cultivând calmul. Dacă ai o natură egoistă, cauți să o contracarezi cultivând altruismul. Și tot așa. Însă, în viziunea aceasta de tip Sutrayana, anumite activități sunt văzute ca obstacole. De ce? Sau ca otrăvuri. Și aceste otrăvuri sunt evitate, pentru că neștiind cum să fie, neavând alte posibilități de a le gestiona, oamenii pur și simplu le evită și atât. E bine, în momentul în care ai evitat toată viața lucrurile dăunătoare, da? Anumite activități, anumite lucruri, de exemplu sexualitatea, este considerată un motiv de decădere spirituală, da? Prin pierderea sămânței, a energiei sexuale, se pierde o anumită componentă care este spirituală. Și de asta călugării abordează această temă a castității, a înfrânării. Însă pe calea tantrică spune că orice situație de viață, chiar și cea mai anostă, chiar și cea mai prozaică, mai lumească, poate fi folosită pentru a exersa. Sau cum se spune, te ridici de la pământ cu ajutorul pământului. Utilizezi absolut orice conjunctură, orice situație din viață pentru a exersa. Iar modurile de a exersa sunt foarte diverse. Și în primul rând totul ține de atitudine, de modul în care îți realizezi acest gen de raportare la propria viață, propria persoană, atitudinea, și apoi conștiința de sine și controlul emoțiilor, aspecte care sunt mult mai subtile, cu care se poate lucra. O să dau un singur exemplu aici. Khyentrus Rinpoche ne spunea că odată ce ai intrat pe cale, nu contează cât de încet mergi, important e să mergi în direcția corectă. De ce? Pentru că în direcția corectă, odată ce ți-ai stabilit în mod corespunzător o intenție altruistă pentru eliberarea tuturor ființelor de suferință, în momentul acela, ceea ce acumulezi tu nu mai este karmă bună, sunt merite. Și există o diferență foarte
clară între ceea ce înseamnă meritele spirituale și karma. În momentul în care tu faci o acțiune bună, dar pentru interesul tău propriu, din perspectiva interesului tău propriu, atunci obții doar o karmă bună pentru viitor. Însă, și asta te leagă de rezultatul acelei acțiuni, pentru că karma, indiferent că este bună sau proastă, adică negativă sau pozitivă, îți creează o legătură, ești forțat să experimentezi. Pe când meritele oferă libertate, adică oceanele de merite care se acumulează prin fapte virtuoase, și repet, virtuoase din perspectiva budismului, ca și intenție, înseamnă pentru binele celorlalți. Asta e un concept care în creștinism nu există dezvoltat. În creștinism ți se spune să faci fapte bune, dar omul respectiv le face pentru el, ca să ajungă în rai. Și atunci se spune, plata ta este în ceruri, însă ca să ajungi la această înțelepciune la care au ajuns tibetanii, trebuie să interpretezi prin coroborare, să înțelegi faptul că, de fapt, această faptă bună pe care trebuie să o faci trebuie să fie făcută cu iubirea de aproape, și atunci ajungi la altruism, la conceptul de altruism. Cam așa funcționează lucrurile acolo. Însă aici ți se spune direct, o acțiune, dacă are în spate o intenție egoistă, chiar dacă e pozitivă acțiunea, ea va genera doar karmă bună pentru tine. Însă dacă vei realiza o acțiune pozitivă cu intenție altruistă, pentru binele celorlalți, dar o intenție autentică altruistă, atunci ea se transformă în merit. Și ca lucrurile să fie și mai complicate și mai aiuritoare pentru cei care au o concepție mai rigidă asupra acestei teme, chiar și făcând acțiuni care pot să producă suferință sau rău altora, de exemplu, nimicirea unui demon, da? Sunt aceste zeități care îmblânzesc sau pacifică ființele care perturbă sau rele, ticăloase. Și chiar și această acțiune de pacificare în forță a unor demoni e considerată o acțiune virtuoasă, pentru că nu este făcută cu scopul de a ucide o ființă, de a o distruge, ci cu scopul compasiv de a salva de suferință multe alte ființe și chiar pe cel care face rău. De asta, conceptul în sine de merit legat de intenție și de modul în care ne cultivăm intenția, astea sunt chestiuni de bază în budismul tibetan, în tantra autentică, în Vajrayana. Nu tantra asta care a ajuns pe la noi cu povești sexuale și alte aberații. Pentru că din toată paleta de exemple au găsit taman sexualitatea, ca să demonstreze că, vezi, Doamne, sexualitatea poate fi folosită pentru evoluție. Dar cum o folosesc ei pentru evoluție, împăcând și capra și varza, satisfăcându-și propriile plăceri, adică, de fapt, intenția majoritară este aceea de a-mi produce o satisfacție egoistă, și atunci, evident, că acolo ajungi la karmă, nu mai ajungi la merite. Astea sunt aspecte pe care foarte mulți le-au ratat și de aia se spune că a practica tantra fără un maestru este un foarte mare risc și de cele mai multe ori un eșec. Pentru că aceste idei, aceste concepte pe care eu le-am explicat acum, cu diferențele dintre merite și karmă bună, nu sunt cunoscute în afara tradiției orale. Nu o să le găsiți foarte mult în cărți sau în... Chiar ați fi curios dacă le-ați găsit în vreo carte să-mi spuneți și mie unde. Că eu nu le-am găsit și am citit cam tot ce s-a tradus în română pe temele astea. Bun. Mai sunt câteva aspecte pe care aș putea să le dezvolt, însă nu e momentul acum. Pentru că aștept. Mai l-ai ieșit. Cât e ceasul? Da. Însă mă amuză și mă bucură că am un dialog cu cei care mă urmăresc și cu cei care îmi citesc și blogul și alte lucruri. Și vă invit să urmăriți programul Weekend-ul Rinpoche, care are foarte multe conferințe gratuite. Intrați pe site pe zogdem.org sau pe kentrurinpoche.com, mi se pare. Și o să găsiți acolo programul activităților lui, programul materialelor pe care le prezintă. V-am spus, multe din aceste conferințe sunt gratuite.
și se poate participa liber prin înscriere și aveți acces și la materiale scrise și la multe alte lucruri. La multe din aceste conferințe eu sunt traducătorul de limbă română de pe canalul de Zoom. Conferințele lui sunt traduse simultan în aproape 40 de limbi. Deci organizația pe care a construit-o este una internațională. Și cred că în acest mod ați putea depăși foarte multe din neînțelegerile pe care le-ați cultivat cu privire la lucrurile pe care le spun. Cam asta este. Vă urez o zi minunată și ne mai vedem.